Echipa de handbal a Universității Suceava a jucat joi cel mai important meci din acest sezon competițional. CSU a început cu dreptul turneul de baraj de la Sebeș pentru menținerea în prima ligă și asta datorită victoriei cu 26-23 în fața celor de la HC Argeș Pitești. După prima repriză disputată, Universitatea Suceava a intrat la vestiare cu un avantaj de un gol, scor 11-10. În partea a doua, studenții suceveni au controlat jocul și s-au distanțat la 5 goluri în minutul 39. Pe finalul partidei, piteștenii au reușit să se apropie la 2 goluri, dar elevii lui Răzvan Bernicu au gestionat bine ultimele minute și s-au impus cu 26-23. Păi, în primul rând, zic așa, la contează mult pentru moralul băieților. Deși am început un pic mai greu meciul, ne-am revenit pe parcurs și am condus și la diferență mai mare, 6-7 goluri, zic eu, puteam decide meciul și mai clar în favoarea noastră, însă una peste alta este o victorie, am făcut un meci bun, însă urmează altul poate și mai greu, poate cu siguranță mai greu decât cel de ieri și sperăm noi să scoatem un rezultat pozitiv și în acest joc. Vineri, CS Universitatea Suceava dispută al doilea meci cu CS Caraș-Severin, iar sâmbătă cu CSM Călăraș. Dacă vor reuși cel puțin o victorie în unul din cele două meciuri, handbaliștii suceveni vor mai juca pentru cel puțin un sezon în Liga Națională.